Pamiază, doamna psihologie Ana Tănase, bună doamna seara. Camelia Mitoșeru și bună seara. Bună seara. Și mulțumim foarte mult. Bine ați venit. Iar în platou e și tatăl fetei torturate, care a preferat să nu-i facem publică identitatea. Bună seara. Bună seara. În primul bună rând, seara. Cum se simte fiica dumneavoastră? De moment este în siguranță, se simte mai bine. E în continuare în spital? Da, este undeva la un centru. Da, nu, nici nu trebuie să intrăm în detalii, doar da, să mă asigur la pe... un centru. După ce am terminat noi discuția vineri în emisiune, ați mers acolo la poliție, la Ploiești? Da. Am mers la poliție, ea se afla acolo de ceva timp. În ce stare ați găsit-o? Jalnic, pot spune. E greu, e greu de spus. Dânsii de acolo nu prea am cuvinte despre ei, pentru că de fiecare dată când am apelat la dânsii și am fost cu ei, mă refer de la poliție, aceeași treabă. Au început, în primul rând, să spună, dom'le, dumneata, nu vezi că ești băut? Așa e o manevră de a lor să scape mai repede de... Ei, am cerut să pună fiulă, să îi demonstrez că nu... Problema lor era că dumneavoastră veniseți de acasă, poate ați băut un pahar, adică care era relevanța? Nu știu ce, este să scape mai repede. Problema e că am așteptat acolo o salvare de a veni, de a luat, am luat-o pe fiica mea de acolo. Am fost la spitalul județean, unde s-a acordat îngrijiri medicale, dar nu atât cât trebuia. La început a fost bine, iar pe parcursul acestei îngrijiri, la un moment dat, s-a cam lecuit treaba de noi. Eu nu știu, probabil că a fost dat un telefon, ceva în care nu... Dar nu știm, ideea e, important să facem această precizare, că acest individ este arestat acum. Deci nu mai este în libertate. Da, acest individ trebuie arestat de mai mult timp. O să vă rog să ne povestiți ce s-a întâmplat acum 2 săptămâni, pentru că ne-ați spus și vineri că ați mai intervenit acum 2 săptămâni. Relativ 3 în urmă cu ceva, da. A fost data ați de... Mers cu poliția. Sau... Ce s-a întâmplat? Da, ce să se întâmple? Eu am adus-o pe fata mea tot așa, am găsit-o odată plecând de la el, de acasă. Am găsit-o, am adus-o acasă. Am luat legătura cu el, l-am rugat frumos, N ori, să o lase în pace, dar să nu se ajungă undeva mai departe. Am internat-o într-un centru, am ținut-o câteva zile, pentru că era într-un sevraj. A venit de acolo, am adus-o acasă, după care a doua zi n-am mai găsit-o acasă. Fugise ea sau a venit? El a venit și a luat-o, da, cu un taxiu. Aici vreau să ajung. Când am fost la poliție, am fost cu dâns și cu doi agenți de poliție, am fost acasă la acest berechet, unde dânsii m-au lăsat pur și simplu în apartament și au plecat. Da, cum? Adică a fost vreo discuție în apartament? L-au întrebat? Au întrebat-o măcar pe fată dacă îi ținută cu forța? Nu, absolut nimic. Ei mi-au spus, vezi, ea e fata, da. E bine, vezi, e bine? Zic, da, era bine, nu... Și au plecat. Au stat 2 minute. Dar le-ați ceea povestit... ce m-a supărat pe mine foarte mult. Le-ați povestit toate antecedentele, că fata a mai fost bătută, că ei consumau droguri împreună, deși ea înțeleg că încă n-am plinit 18 ani. Nu vă supărați pe mine, dar cei de acolo știu foarte bine chestia asta. Înainte să pot să spun eu ceva, ei știe. Au totul, pentru că el am înțeles că a mai fost luat de multe ori la acea circă și după 5 minute i-au dat drumul. Domnule, eu nu înțeleg un lucru. Da, spune. De ce nu faceți în scris tot ce ne spuneți nouă? Pentru că dumnealor oricum nu or să recunoască ceea ce spuneți dumneavoastră. Poate au făcut, doamna Mitoșer, poate a făcut omul. Păi, și atunci când v-ați dus, vă lasă afară, intră, e bine fata, de ce v-ați dus până acolo atunci? V-ați dus ca să o luați acasă. E datoria mea, da, dar eu nu păi pot să atunci trebuia să nu plecați de acolo fără ea și să mergeți să faceți de 70 de ori plângere la poliție. Vreau să ridic o altă problemă, dacă îmi permiteți. Nu puteți lăsa să dau răspunsul doamnei dacă nu se... Da, așa i-ar fi, i-ar fi obligat. Hai să vă răspundă, doamna Mitoșer. Eu nu pot să iau pe cineva cu forța dacă nu vrea să meargă în primul rând.
Și nu știu dacă era... Dar fata este minoră, deci dumneavoastră am trebuia... Am plinit în weekend 18 ani. Deci până vineri, la momentul agresiunii, păi, a fost dar minoră. A fost înainte de 18 ani. Cei de la poliție trebuia să mă ajute să o ia pe domnișoara din casă. Măi, tu, în momentul de față, ia-ți lucrurile și mergi cu tatăl tău până la mașină. Bineînțeles că da. Ceea ce n-au făcut-o. Știți ce se întâmplă, stimate domn, dar eu vreau să vă spun, în primul rând, îmi pare foarte rău că ați pățit așa... așa ceva și că deci treceți prin așa ceva ca părinte, da. Și să dea Dumnezeu ea să fie bine și să-și revină din dependența asta pe care o are și să vă întărească pe dumneavoastră să puteți ce, nu știu, să o faceți om dacă vreți. Mă lupt de ceva timp. Sunt convinsă, da. Sunt convinsă și la cum vorbiți vă simt că vă luptați. Eu altceva vreau să spun, în munca oricărui polițist, indiferent că e agent, că e ofițer, că e, dom'le, trebuie să intervină și latura asta umană. Ei de multe ori se acoperă atunci când văd că omul e mai simplu, că poate n-are posibilități financiare, că nu știe drepturile. Se acoperă, știți de ce? Haide să nu mă apuc unora, nu vreau să fiu răutăcioasă, dar le e greu să scrie. Acum sunt obligați, de exemplu, să scrie pe computer declarațiile. Să le bată ei și tu doar să le semnezi. Pentru mulți dintre ei, asta e perfect. Este foarte greu. Eu cred că în poliția română sunt mulți profesioniști, dar cred că sunt și foarte mulți oameni care doar iau un salariu degeaba. Și cred că atunci când devii polițist, că ești de stradă, că ești de oricum ai fi, o faci ar trebui să o faci în primul rând din pasiune și să înțelegi situația unui om ca dumneavoastră, care nu-și poate salva copilul. Da, am și o întrebare. Eu n-am zis că nu își fac datoria. Ei își fac datoria, dar nu atât cât trebuie. Da, dar eu am spus, a contat că cazul a devenit vineri public. Ați văzut, au intervenit și cei de la București și poate că s-au mișcat un pic. Vă mulțumesc. Spuneți-mi un lucru. Cum e acest băiat? Cine este acest individ? Cum s-au cunoscut? Că înțeleg că nu sunteți... Stați în curte. Istoria nu este atât de mare, dar e grea. Problema este că la început fiica mea l-a cunoscut în Ploiești, acolo, mi l-a prezentat acasă, eu nu puteam să o dau sau să-i spun că nu vreau, nu sunt de acord, pentru că dacă nu ești de acord, e mai rău. Bun, dar v-a plăcut, v-a plăcut de el sau vi s-a părut? Perspectivă, mie nu trebuie să-mi placă de om neapărat, trebuie să... Da, dar vă dați seama așa, dacă e un la început copil a fost de calitate? Ok, a fost cel l-am putut cunoaște într-o zi, am stat de vorbă cu el, nu mi s-a părut chiar așa. Mai ales un cuplu de tineri în ziua de astăzi, nu știți cum să-i mai iei ca să poți să-i recunoști atât de bine. Pentru că sunt totuși minori. Nu judecă ca un om matur de 35, 40, poate și mai bine. Dar când deci va ridica fost... primul semn de întrebare? Că ceva în neregulă cu băiatul ăsta? Acum 2 luni de zile când am găsit-o pe fiica mea. Deci pe stradă, pur și... Eu am fost după ea, am umblat după ea, am stat la pândă la blocuri să vedem ce se întâmplă acolo. Aflaserăți că se droghează și că o bate? Nu. Mi-a dat cu semnul întrebării când am fost la ea acasă, când eu am vrut să o iau de acolo și ea era speriată, ceea ce n-am văzut-o eu niciodată așa, și a rămas cu semnul întrebării pentru mine. Numai că eu n-am putut să acționez în momentul când poliția a fost cu mine în apartament să mă pot lua de el acolo, pentru că legea mi-a aplicat mie alte... Dar ei locuiau împreună sau se duceau doar așa? Nu, acolo locuiau împreună. De cât timp? De 8 luni. Să zic. Și în toate aceste luni nu va da niciun semn fiica dumneavoastră că, nu știu, schimbase comportamentul sau că nu era ceea ce vă așteptați? Eu, de câte știu, doamna psiholog, și chiar îl rog pe invitatul nostru să povestească, a fost agresiv chiar la dumneavoastră acasă, nu? Da. A fost un episod. Problema a fost că eu n-am fost acasă, eu am fost plecat. Față de soție. Da, cu serviciu. Și numai bine că s-a întâmplat. Eu l-am rugat la telefon și am spus înainte că în lipsa mea nu are ce să caute acasă la mine, pentru că eu am un copilaș și am și eu ca fiecare. Și l-am rugat frumos. Ceea ce nu m-a ascultat, aici m-am supărat iară foarte tare. Și a fost... venit după ea? Da. Și ce a făcut? S-au certat, pur și simplu s-au certat acasă. Soția mea n-a putut să le facă față, au chemat părinții mei. S-au certat sau a bătut-o? S-au bătut amândoi, reciproc. Acum eu nu pot să știu atât de bine, că nu am fost acasă. Ea deja se droga în perioada aceea. Da.
E clar, amândoi erau drogați. Da, posibil că amândoi erau... Da, când venea ea acasă la dumneavoastră, ați reușit să discutați așa, să vă spună ceva, ce se întâmpla sau ce era cu viața ei? Ultima oară ea mi-a spus, când am internat-o, ea mi-a spus că nu vrea să mai aibă de-a face cu el, era foarte speriată și că vrea să termine și... Dar eu tot așa am fost cu serviciul și a venit cu mașina, a luat-o cu un taxi. De ce se întorcea? O amenința? Da, posibil. Sau nevoia de droguri. Da. De droguri. Sau... Toate mai repede cred că ea îl suna în acele momente.